Ministrul Mediului, Rovana Plumb, anunța luni că până la sfârșitul lunii iunie va fi suplimentat cu 15.000 numărul tichetelor din programul Rabla, iar după rectificarea bugetară vor mai exista alte 15.000 de vouchere. Potrivit ministrului, prima tranșă de vouchere suplimentare va fi disponibilă după 1 iulie. Primele 30.000 de vouchere au fost epuizate în termen foarte scurt, dar puțin peste 14.000 au fost folosite pentru cumpărarea de autovehicule noi. Pe piața neagră, un voucher a ajuns să se vândă și cu 2.700 de lei, comparativ cu anul trecut, când acestea se vindeau cu 1.200 de lei.